Noi dispută între membrii Uniunii Social-Liberale din Consiliul Local al Primăriei Râmnicu-Vâlcea. Deși conducerea administrației locale anunțase încă de săptămâna trecută organizarea unei ședințe extraordinare pentru aprobarea unei finanțări către societatea SCE TSA pentru achiziționarea 8 autobuze, 13 consilieri PNL, PDL, UNEPR și PPDD nu s-au prezentat la întâlnire. În urma acestei decizii, ședința a fost amânată până când se va întruni cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului. Prin hotărârea de Consiliu de astăzi, municipiul Râmnicu-Vâlcea trebuia să garanteze 30% un credit pe care ETA trebuie să-l achiziționeze pentru cumpărarea 8 autobuze noi. Termenul este la limită pentru că trebuie să trimitem o documentație la Ministerul de Finanțe și să primim aprobarea de la Ministerul de Finanțe. Noi planificasem ca miercuri să ne înscrim cu dosarul și cu toată documentația și atunci s-ar putea să se mai întârzie încă 2 săptămâni de zile, pentru că Ministerul de Finanțe se întrunește de 2 ori pe lună pentru această comisie de autorizare a împrumutului. Concediu, o parte din mine, în această perioadă au plecat cu familia în concediu. Unii chiar plecat de urat. Să vedem, vom convoca o nouă ședință extraordinară, pentru că încercăm să prindem, să luăm legătura cu colegii noștri, să convocăm o ședință tentată, poate chiar mâine, dacă vom reuși să convingem pe colegii noștri. Nu sunt toți în concediu, asta e partea rea a lucrurilor, că nu sunt toți în concediu. Am ajutat simplu. Da, 12 voturi. Dar nu este ce face? Dacă nu amânăm achiziția autobuzelor, vor veni mai târziu cu 2-3 luni. Din cei 13 consilieri, doar unul dintre ei a lipsit motivat, liberalul Gheorghe Ioniță.